și punem în mânerele încălzite ca să le pui. Astea sunt aftermarket, le-am luat mai ieftin, de 30 de lire la Bike It. Am luat șaua din spate, șaua din față, capacul de la filtru, bordul l-am luat jos, capacul de la baterie, l-am legat frumos plus cu minus, are o siguranță. Eu am ales să-l bag pe aici, ca să nu-l bag cu sub ăsta, în caz dacă se defectează să pot să-l iau înapoi jos. Vine aici, înăuntru. Astea sunt firele de la mânere. Asta e butonul, butoanele. Are o bandă dublă adezivă aici, care îl lipesc ceva de genul aici. Nu mai am spațiu. Și o să le pun toate înapoi. Să nu uit la asta. În partea deaptă trebuie să pui ceva sub mâner, că e mai gros, cred că e pentru accelerația de mână, ca la motociclete. Eu nu am așa ceva. Dar am pus ceva sub el și funcționează perfect. Acum le pun toate înapoi. Și o să fac continuarea de la video, pe când e pus tot. Acum tot e spus la loc. Frumos. O să văd cabluri. Punem aici frumos, să vedem. Bun, și aici. Setăm. Când e la maxim, pulpe la roșu, frumos, când vrei să-l oprești, dai numai în jos, ăsta albastru și s-a stins, easy, foarte ușor. Încălzesc, le-am testat, sunt ok, 30 de lire, e ok. Mersi frumos, ne auzim data viitoare.